salutare! Salutare, populime! La colonie de viață! Exagerat de obositor! Cât era cu ceasul? 17? Ceva. Bă, nimic de nu te rupe mai tare decât așteptat. Da, am așteptat astăzi mai mult decât am muncit. Deci, o oră. Mă simt mai obosit astăzi, deja decât am muncit ieri. Efectiv mai puțin decât ieri, când am muncit mai mult. Da. Deci suntem varză bucăți după niște multe ore, multe ore de așteptări. Da. Faze penibile în care li s-a spus că li se transmite feed live jurnaliștilor și li s-a transmis o muie. Ba n-avea sunet, ba n-avea imagine și într-un final le-o tăiași pe amândouă. Da. N-am apucat să aud deloc pe doamna Grybauskaitė, președinta Lituaniei. Habar n-am ce a zis. Numai TVR-ul știe și numai... Aia care a fost prezenți la TVR. Da, numai aia care a fost prezenți la nici nu cred că au registrat măcar. Absolut înfiorător. Acum înțeleg că Lituania e mică și că îmi contează mai puțin și bă, dar totuși, știi, adică ați făcut mișto de Viorica Dăncilă că a pus treabă Estoniei invers și nu știu, dar Lituania e mai mare decât Estonia și basically ați știut-o din istorie pe doamna Grybauskaitė, adică cad voaza, știi, pe bune. Nu, deci a fost penibil. Ce ne-am plâns noi ieri de lipsă de... Da, nu, îmi doresc să șterg din istorie logo-ul. Ce-ți spuneam dimineață, nu? Să nu zici niciodată că poate fi mai rău. Da, băi, deci nu, înfiorător. Deci a fost dezastru. De reținut de ziua de azi, bă, la anul mă duc în Slovenia, la summit-ul Intermarium. Așa, dacă tot veni vorba. Să sperăm că el fac mai public. Da, sunt semne că așa va fi. Poate în Slovenia o să apuc să pun și întrebări. Aici am venit cu lista de întrebări și plecăm cu lista de întrebări acasă. Bine, am găsit răspuns la unele dintre ele, dar nu în fața camerei. Efectiv nu s-a răspuns la niciun fel de întrebare. Trebuie să-i mulțumim lui Cami de la comunicare de la administrația prezidențială. Ea chiar s-a străduit să stea după curul nostru. Și nu numai al nostru, al întregului prescor. Da, adică chiar s-a așa. Întregului grup. Ea chiar s-a chinuit. Restul colegilor ei mai puțin. Mai puțin. Așa, mai fost ofițerașul ăla. Da. Asta astăzi. Ieri n-a fost cazul. Da. Dar bun, dar ăla nu era de la administrația prezidențială, știi. Dar eu mă refer la ăștia care au strict de la administrația prezidențială, care ar fi trebuit să fie organizator cum ar veni. Și doar cum ar veni, că nu, n-are treabă. Eu am zis ofițerașul că se arată ceva colonel maior. No. Da, altfel, da, trebuie să-i dăm thumbs up lui Cami pentru că s-a descurcat ok. I-au încercat. Mulți, acum, da, nu-i vina ei, că adevărul că au fost niște întârzieri din astea. Am stat o oră și ceva în picioare cu camera pornită. Măcar eu obișnuit cu întârzierile de genul ăsta, știi, mă uitam, bun, am cadrul la revedere, o stingeam și plecam. Dar ăștia care sunt angajați la trusturile mari, stăteau editorul. Eu și-au stat oamenii în pula mea pe telefoane, turbau, bă, nu-i n-am nimic. Exact, ai editor în cască, că nu-mi transmiți conferință, ci conferință îți transmiți, mă, Petre, tu înțelegi, nu-i nimeni aici. Înfiorător. Da, ni s-au scris în mail să venim între 8 și 8 jumate. Da, ne-am dus la 8 fără 10 și am intrat la 9 fără set. Așa, da. Eu am băgat pe aia de la TVR și atât, de la 8, și după aia pe restul, intrați la 8 jumate, am intrat la 9 fără set. Acolo aveți centru de presă, ajunge acolo ușa închisă. Băi, dar e închis. A, da, stai, nu ăsta, următoarea la dreapta, două culoare mai la stânga și... și cu gentoiu după de... Da, sex. Și cu geantă de 20 de kg în pula mea. 20 de kg, bine. Sexy, da. Sexy, nu... Filtre de securitate ca în aeroport, basically. Da, mai weak decât la aeroport, sincer. Pentru că la aeroport, dacă vreau să trec cu gentoiu ăla prin... mi-l dă jos, că e prea multe. Dar oricum, bine, alea-s de decor, de, dacă, în sfârșit. Cine dracu ar vrea să ia gâtul lui Iohannis? Plus că dacă vrei să le duci până acolo la administrația prezidențială. Găsi niște acasă la Sibiu. El nu stă Hermit Kingdom acolo, ca să zici că, bine, noi glumim că zicem acasă la Iohannis, noi nu stă acolo.
Da. De ținut asta cu invitatul Germaniei la inițiativa celor trei mări, imens prostie. Da. Nu doar pentru că Germania nu merită să existe, dar pentru că Nord Stream 2. Adică... Bă, drept e că au dat în Nord Stream 2 astăzi... Da, Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, nu a avut absolut nicio greață să izbească în Nord Stream 2. Așa. Rick Perry, nici atât. Dar bine, îți dai seama că la de-aia nu mai poate el de sentimentele lui Madame Merkel, adică... Bum! Ei să bâle. Da. Bine, plus că Rick Perry era acolo să reprezinte poziția administrației Trump, adică nu putea să fie prea soft, că după aia îl suna Trump, dar e pe citat trimis acolo. Da. Altfel... Mesajul e basically, bă, e prea mult. E cam mult, da. De văzut ce se alege de rețeaua camerelor de comerț, sună bine, cum a început. Acum, sunt multe lucruri care încep bine, sau să mai gândim deloc. Știi, să nu uităm că și euro, spațiul euro a început ca un... spațiu de comerț. Da, dar la început prost, la început. Adică nu, să nu ne punem prea multe speranțe chiar că... Nu-mi pun, am zis doar că sună bine, rămâne de văzut. Dacă se va întâmpla ceva, bine, în rău mă îndoiesc. În mai rău n-are cum. Ba da. Ba da, tocmai la începutul clipului. Lasă, bine. Așa. Ce mai e? Da, ăla cu fondul de investiții nu-mi place cum e organizat. Ideea nu e neapărat, ea nu e niciuna neapărat bună, dar nu-mi place cum e organizat. Adică cu banca genul europeană. Genul fondurilor europene. Ia, exact. Adică e supus corupției foarte mult. Și dreptul mare nu sunt același sistem de aproape același, gândire. Da. Au un pic mai relaxat chipurile, mai puțin birocratic, dar tot. Nu mă încântă. Și mult prea mult legat de stat. Da. Mă încântă mai tare, în schimb, chestia aia cu deschiderea spre piața privată, de construit autostrăzi private, căi ferate, invitat mediul privat să dezvolte porturile, în special în Croația, porturile lor chiar sunt atroce. Și alea poloneze sunt atroce, dar alea croate și mai nașpa. Thumbs up pentru doamna președinte a Croației, aia așa știu povestea autoruit exact ce i-a trebuit ei și doi am pix, deci opinia avea Iohannis, da. Deci n-avea nicio treabă. O femeie a venit cu poezia învățată de acasă. Da. Nu, dar Thumbs up, s-a ținut de narativa ei, n-a dat înapoi, nu s-a răzgândit, nu, tate, eu ca mine, sau mă, și s-a câț. Așa. La urmă, alea trei mări, una din ele e Adriatica, așa că ia, hai. Adică, da, doamna știa ce vrea. Și o înțeleg, adică, tot respectul. Apropo de corupție, m-a abordat un jurnalist de la televiziunea de stat din Croația, că a găsit un politician și nu mai știu ce mai trebuia și mai trebuia un analist politic să discute despre corupția din România. Și s-a venit el în nebăginta lui înțelepciunii să mă invite pe mine. Așa că mâine, în principiu, dau interviu la HRT, la Hrvatski televiziune. O să fie foarte abuzant. Mai ales că e televiziune de stat, deci de asta cu bias de stânga cât cuprinde. Da, nu, da, jurnalistul nu are bias. Nu. Bine, mi-a plăcut de el că mi-a zis de la bun început, știi? Yeah, you know, we're state television, we're sort of independent. Știi? Exact așa, știi? We're sort of independent. Știi? Același lucru poți spune și despre televiziunea română. Da, dar nu știu pe nimeni de la TVR care admite așa pe față, știi, up front. Da, știi, da, noi suntem televizia de stat, vai, cum independentă, maybe, ne. Nu prea știu pe nimeni de la TVR care se exprime așa. Da, bine, dar ăsta nu s-a exprimat în fața camerei. Nu, dar s-a exprimat în fața mea și știi foarte bine, nu există off the record, adică, da. Deci da, în principiu, mâine dau interviu la televiziunea croată. Bineînțeles că o să-mi păstrez și eu o copie, că nu se știe. Dacă mă trezesc citat, truncheat și chestii de... lasă că nu. Cel mai bine îți păstrez o copie, ți-o încarci. Da, nu știu dacă this is full interview. Da, nu știu dacă o să o și public. Mai vedem. Bine, dacă o publică ei și o public ok. Da. Pe bine, lasă că îl întreb chestia asta. Deci da, cam asta cu corupția. Altfel, e drăguț aici în Mahala. Să zici, mișto, stai spre capătul de depoul la militar. Foarte mișto. Dumnezeule, dacă n-am făcut două ceasuri, am făcut mă pe drum.
A, nu chiar. A, de fapt, da, că am plecat la... Nu, că dimineața am făcut două ceasuri. A, bine, nu, n-am făcut mă două ceasuri. Am plecat la 4:30 dimineața de aici. A, și am ajuns la... La 6 aproape. La apa, nu, era 5 când am schimbat dincolo. 5, o oră am făcut, o oră și 10. Până aproape de casa lui Iohannes. La întoarce am făcut mai mult. La întoarce am făcut o oră jumate. O oră, 3-5 ceva de genul. Jesus fucking Christ. Nu, no, asta e, pățește. Bine, la întoarcere, dacă veneam cu taxiul, făceam tot. Dacă care sunteți din Florești și vă plângeți de navetă, you should live here, guys. No, you shouldn't, this place is awful. Da. Oricum, foarte obositor. Bine, ne așteptam să fie obositor. De asta am și plecat cu două zile înainte, plecăm o zi după, înapoi spre Cluj, pentru că altfel nu... Nu mai avem nici noi 20 de ani ca să zici că aia, suntem la evenimentul, ha, opa, sus, în tren, gata, dă-i 10 ore înapoi până în capul ăla țării, na. Dar ce pula mea, am bucile de fier? Asta plus că vorba bunică mea, dar ce supus austriac, lasă, mă, prietene, totuși, știi? Lasă că-i trece, da. Da, oricum, pe ansamblu n-a fost o experiență chiar atât de atroce, exceptând nu prima zi, a doua zi, bă... Pe ansamblu, exceptând scaunele. Bine, scaunele... Bă, trebuie să... Bă, n-am găsit în viața mea scaune mai incomode. Scaunele din metrou sunt mai comode decât alea de la... Bă, bune! Decât alea de la Cotroceni, serios. Singurele... Holy fuck! Da, singurele care erau mai decente erau alea din vârf, de la galerie, cum a venit. De la sala de spectacole a Palatului Prezidențial, partea de la etaj, de la balcon. Da, problema era că ce era cu urca cu gentoiul până acolo ca să stai să lucrezi de acolo. Lasă, că vă trece, dar nu. Și nici n-aveai mese sus. Nu, n-aveai, într-adevăr. Oricum. Aiurea. A, da, ne-a lăsat ca mare favor tot prescul să mergem să filmăm introducerea la aia de unde a tăiat-o pe Madame Grybauskaite. Și e bun că eu am intrat cu nesimțire, știi, ca să îmi prind imaginile. Dar a fost lărat la televiziunea de stat din Polonia, care n-a prins nimic. Și noi l-am târziat mult. Cred că 2 minute sau ceva, dar au fost 3 de toate. Adică... Nu înțeleg stilul ăsta de lucru, adică e... Bă, mai bine nu mă lași, deci, deloc și da, cu asta basta, știi? Sau dacă mă lași, lași 10 minute măcar. 2 minute de foto. A, bun, aia acolo să zicem, că n-are la timp să stea ție la poză cu maimuța. Aia să zicem că o înțeleg. Bă, da, acolo, aia oricum trebuia să stea la cioace acolo. Da, și acolo tot 2 minute v-o dat. Da, 3. Dar, nu mă lași deloc. Tu mă lași un sfert de oră sau 10 minute, dar așa 3 minute, cu polonez, eram plângea pe acolo, nu dă și mie copii după ce ați filmat voi, că eu ce dracu dau de seara la, știi? Na, foarte nasol. Da, în sfârșit, asta n-a fost o experiență chiar atât de atroce, s-ar putea să-mi schimb opinia după ce mă dau 10 ore cu trenul înapoi de acolo. Ai, da. Da, oricum, până vedeți voi ăsta, cred că deja va fi avut loc și interviul cu jurnalistul croat, iar că n-am păstrat în blugii ăia pe care le-am dat foc. N-am păstrat cartea lui de vizită, pe undeva, în altă parte. Dar, cam atâta, la cald, altceva, nu știu, ce de-aia. A, și mult așteptat, deci, pe bune, a doua zi, asta, 18 septembrie, mai mult am stat, degeaba, dar bine, stai degeaba, vorba vine, că cu țarc, n-ai voie să te duci până bătea soarele de intrare în asfalt, dar știu ce acolo stai la umbră, ca stau la umbră, de aia. Jesus, da, deci pe partea aia de organizare, de să ieși la o țigară undeva unde îți bate soarele în cap, de te tâmpește. Și chestia asta a fost și ieri la Rome Expo. Da, hai să spunem că acolo n-aveai unde stai la umbră, basically. Că-i câmp deschis, bătea soarele de sus, aia e. Da, acolo aveai unde stai la umbră, dar pusese tot felul de... Bariere de catifea. Bariere de catifea și rotite invers. Am OCD. Da, cam atât în principiu. Adică multe chestii s-au întâmplat bine off the camera, în esență. Am aflat multe lucruri, o să vă dezvăluim o parte din ele în următorul episod de podcast. Mâncarea a fost relativ ok. Da, ne-am dat la fursecuri.
pentru 3 plutoane. Da, cred că nu mai mănânc fusecuri următorii 2 ani de zile. Da, și toate bancurile alea cu pișcotarele sunt pe bune. Tu n-ai văzut că erai la Budă. Una de la Vice era. Bă, nene, în desam pungă n-avea un stres. Și după aia a fost supărat că mă fac pișcotare. Băi, dă-o moții, mă, zi de treabă. Măcar dacă îndești în pungă, fă cumva să nu observi, știi? Adică, I can't unsee that. Bă, eu i-am văzut plecând cu farfuriile ieri în pula mea din Rome Expo. Ai bun înțeleg, știi, că bă, ții 10 bucăți sau ceva ca să duci la ceilalți doi colegi. Ai, pot să înțeleg, perfect. Bă, las, pui în sacoșă. Cât de scump de poate să fie, mă, haturile alea de dă-o, cu cea, nu știu, frate, erau da, 12 lei kilu. Kilu, da, ceva de genul ăsta, adică la Lidl. Și în condițiile în care haturile alea sunt, da, și în condițiile în care haturile alea sunt ușoare, intră la kil destul de multe. Da. Da, apropo de chestii scumpe, am zis, de fapt, nu, când ne-a dat administrația prezidențială mită. Nici nu mai știu ce am zis, nici nu mai știu ce n-am zis. Da, nu, super obositor. Bine că am apucat să fac duș, sunt deja cu un kilo jumate mai ușor. Ne-au dat câte o baterie. Da, ne-au dat câte o baterie. Dar nu-i ceainic. Mă rog, e ceva, pahar de aluminiu cu gaură și cu valvă. Da, nu știu, o să-l pun pe post de protector pentru fibră optică sau ce. Să-i dau gaură în partea cealaltă să pic. E ceva din care trebuie să sugi cu siguranță. Da, da. Acum nu știu ce să zic, e poate un pic prea devreme, poate ar fi bine să dormim o seară înainte să dăm cu părerea. Dar overall nu știu dacă i-a ieșit Iohannes. Bă, din partea noastră, da, probabil. Din partea lor, nu știu cât de tare i-au deranjat ieri greșelile de protocol. Nu de greșelile de protocol mă refer, aia e tangențial. Nu, overall. Cât de bine i-a ieșit, pentru că invitarea Germaniei mi se pare o greșeală, mai așa. Bun, dacă iese una din inițiativele alea pe infrastructură, atunci poate să spună că i-a ieșit. Chiar dacă numai începe primul 2% din o inițiativă, n-aia se poate spune că i-a ieșit. Da, domnule, s-a decis la București și uite, a început implementarea peste 6 luni sau peste 8 luni sau când o începe, n-are importanță. A, da, și au lansat site, n-au apucat să ne uităm pe el, dar ne uităm și facem mișto de el. Da, e site făcut de statul român. Da, și care în fiecare an administrarea e preluat de țara organizatoare, deci începând de mâine de Slovenia. Deci trebuie să ne uităm repede, azi, mâine, să n-apucă să intervină slovenii pe el, să vedem cam cât de internetul anilor 90 este. Că nu de altă, dacă e la fel de bun ca prezidenții.ro. Da. Da. Prezidenții.ro când... Da, păi, dar cum ne-a zis luni... lent și nu știi da, cum. Da, păi luni ne s-a spus că să urmărim agenda pe prezidenții.ro și să ne orientăm după aia, nu mai zic până găseai... Polifort nu. Până găseai detalii despre ce ai de văzut, ce ai de... Treci. Dacă și site-ul 3SI e făcut la fel, nu. 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 Și încep să mă gândesc serios dacă merită să-mi duc frigul pe 1 decembrie la Alba Iulia. Că dacă e tot așa cu organizarea sub un altul patronaj al administrației prezidențiale, ia, cred că o stau la căldură la Cluj. Sau mergem în centru în Cluj la revedere. Încă încep să mă gândesc, adică dacă asta e stilul de organizat cu domnul Iohannis, nasol. Foarte nasol. Altfel... Tu știi că singurele chestii de genul ăsta la nivel public care le ies ca organizare sunt cele ale PSD-ului, nu? Pentru că alegătorul lor stă în linie în pula. Da, nu, foarte nasol. Da, din nou, dacă iese măcar una din inițiativele minus aia cu site-ul, care indiferent cât de bun ar fi site-ul, serios, nu-i mare achievement, ai un site, bravo, ai o ceapă. Dar dacă iese oricare din inițiativele alea, fie și 2% din ea până la anul, se poate spune că e și, da, domnule, am discutat la București, ne-am apucat deja de lucru, avem despre ce
ține minte summitul ăsta. Altfel, dacă nu iese nimic și se lasă la nivel de labătristă, acum e adevărat că are șanse să se întâmple asta. Nu poate cu labătristă, ci chiar să se întâmple ceva. Pentru că administrația s-o arată implicare din ce în ce mai în forță în subiectul ăsta. Și ce obțin cât îi Trump acolo, ăla chiar o să stea cu piciorul pe gâtul ăla. Hai, mișcă! Și măcar de gura lui ăla și tot o să se miște un pic. Foarte nasol că nu ne-au permis deloc să punem întrebări. Aș fi întrebat când se adaugă Ucraina la inițiativă, pentru că la urmă omii proiectul ăla Via Carpatia trebuie să treacă prin Ucraina, dacă vrei să semene cu proiectul original, dacă nu, nasol, că trebuie să-l duci roată. Da, păi nu, dar trebuie să-l treacă prin Ungaria și ce face, legi cu autostradă ungurească, stai, nu există acolo autostradă ungurească și dau o suprapui după aia peste, nu mai știu care, M2 parcă. A? Nu știu, oamenii ăștia nici nu s-au gândit la cum ar trebui să arate. În fine. Nu. Asta aș fi vrut să întreb. Și pe Iohannis chiar vreau să-l întreb chestia asta. Băi, dar cum e cu summit-ul pe datorie? Pe veresie. Da, pe veresie. Dacă stai vrea să întrebi chiar așa, ca să vedem dacă președintele tuturor românilor știe ce e aia veresie. Adică pe caiet. Ai conceptul de pe caiet, trebuie să-l știe, că e prop de fizică. Bă, da. Nu mai preda de niște mulți ani. Și ce dacă? Ai cam mers pe bicicletă. Dacă ai făcut o dată după aia, merge. Da. Nu, cam atât. În principiu se vede că picăm din picioare de oboseală. O să rămânim pe aici să mai... Da, Iohannis, e chiar atât de lent pe cât de presă. Da, pe bune. Că... Oasele noastre spun asta. V-am îmbătrânim în calțaș. Da, vezi tu că presa acum nu mai dă discursurile lungi a lui Iohannis, așa că eu am să-l pun pe canal de la declarația de astăzi, de pe 18, că sper să apuc să o pun zilele astea pe canal. Cred că o să trebuiască să pun Rolling, scris din ăla Rolling, pe cuvântul nostru de pionier, că aceste imagini nu au fost încetinite în mod intenționat. Eventual să pun pe cloud MPS-urile originale cu semnătura digitală a camerei YouTube. Sos! Băi, nu, deci chiar e foarte lent. În vreme ce doamna președinte a Croației vorbește extraordinar de repede, nu dovedea translator, zice el. Eu n-am avut cască de traducere, deci, e drept că nici nu trebuie. Cine a făcut translația din croată în română, bă, ne-a pucat, arata jumătăți de fraze. Na. Bine, e adevărat că vorbea și foarte repede doamna președinte. Ce a venit să vorbească? Păi, probabil că avea overall atâtea zeci de minute să vorbească toți patru și căuta să nu încurce. Habar n-am. Deși și ieri a vorbit destul de repede, dar parcă mai lent totuși față de astăzi. Astăzi chiar a vorbit repede, a turuit. E adevărat că aș încerca să bage cât mai multe chestii, să înghesuie cât mai multe în minutele disponibile. În vreme ce Iohannis așa n-avea nimic de spus. Adică, no. Cam atât, în principiu. Că nu de altă dată se duce soarele, noi rămânem să mirăm Mahalaua, că e foarte frumos să stai în Mahala București. Da, cred că mergem să înfigem ceva, dar mâncăm tot în Mahala, că doar ce dracu mai are curaj să mai meargă până... Mai zicea cineva, că nu vezi, ne vedem în centru, pleacă pe tine de aici, când mai merg de aici până în centru, dar ce, lasă că streci. Veniți voi în Mahala dacă vreți să mă vedeți. Da, cam atât în principiu, promitem solemn că următoarele clipuri o să fie cu noi mersi plioștiți sau punem cu Iohannis Zâmbăreț, cam și prins un cadru din ăsta, când de câte ori vorbea Iohannis, doamna președinta Croației, avea un zâmbet pe negru, așa. Da, gata, nu mai fac. Adevărul că arată bine, logica. Băi, arată bine, dar, mai important știe să-și facă și jobul de președinte. Absolut, da, arată... De apreciat. Da. Și milfurile alea din porn, milfurile perfecte. Ia Klaus enough. Klaus enough. Am promis că nu mai fac niște de Iohannis, dar nu mă puteam ține. Dar administrația prezidențială n-ai voie să o denigrezi, că e infracțiune. Dar pe Iohannis sunt s-o mai mult. Asta am aflat și eu azi. Da. Hai,
lasă că noi am aflat de software. A fost un jurnalist polonez care a splecit în șură de acolo, că s-a gândit el în nebăginta lui înțelepciune să-l alege pe Juncker cu un obiectiv din ăla imens. Și nu înțelegea el de ce avea o mână de sepepist pe în gât, așa. Și ia el mai cum chilaș așa. Sepepistul, next time follow the rules. Oricum. Deci da. A fost fun. Da, și trebuie remarcat că clădirea administrației prezidențiale, bă, e budă din metru în metru. Numai problema e că 3 sferturi din ele nu sunt marcate. Și dacă nu știi pe cineva care știe clădirea... Eu am avut un flashback enorm când am intrat în buda aia de la... Deci, care so fucking 80s. Care, aia de lângă centrul media, da? Da. So fucking 80s. Late 70s, așa, mai degrabă, da. Da. Trebuie că toate filmele erau mai vechi. Primul a fost ceva de genul: te fac ăștia, nu mai renovat? Păi da, aia cred că nu e renovată deloc. Bine, nici aia de lângă sala unde au vorbit cei patru șefi de stat, mă rog, cei trei șefi de stat și Rick Perry. Yeah, da. Nu, da, acolo n-ai fost, să spun eu. Aia măcar fusese renovat, dar tot aia de late 70s avea. Da. Mama. Nu-și permite pe administrația să renoveze palatul? Da, și bine, acum e adevărat, chestiile scumpe le-au renovat. Dar chestiile de bază, adică, bă, buda, pavajul, știi? Bă, da, pavajul din curtea palatului e de prin 70. În 70 probabil a fost ultima renovare, da. Bine, pavajul e mai vechi de atât, dar ăla trebuie renovat odată la 30 de ani sau ceva de genul ăsta. Oricum, are cel puțin 45 de când a fost renovat, dacă nu mai mult. În schimb, cam zis noi, care a renovat biserica aia din două ori. Da. Aici. Totul e deschisă, dar nu contează, las-o așa. Măcar dacă ai fost deschisă, ne mai pierdeam vremea pe acolo, știi, mai filmai, că e mișto pe nuntul biserica aia. Eu nu am văzut. Da, eu am văzut, bine, am văzut-o acum multă vreme. Dar pe nuntul e chiar simpatică, știi, oricum mai pierdeai vremea, că l-am văzut să ajungem acolo, după ce într-un final intrăm, păi știți, vă trei ori nu sunt nimic. Și atunci de ce ne-ai chemat de acum? De ce ne-ai zis să venim la 11:30? Ai, da, deci ori fost jurnaliști, că eu mă apun la mă duc la... dincolo, la Romexpo. O rămas, fata de la PR. Da, mă duc acolo, măcar acolo se întâmplă ceva. Plictisitor, dar măcar se întâmplă ceva, aici nu se întâmplă nimic. Da, i-am luat cartea de vizită uneia dintre ei, să-i dau un mail de seară, poate îmi dă și mie ce-a filmat acolo, să vedem cât de interesant a fost acolo. Pariesc că l-a avut dreptate, bă, chiar dacă e boring, măcar se întâmplă ceva. Bine, nu, yeah. am zis că n-aveau net, da, nu, ciuciu internet. Aveau două tăi din astea pentru presă, tăi SE Summit. Ia, și s-au conectat toți la... Da, bine, nu mai zic că schimbau parola odată la o oră jumate sau ceva, trebuia să duce iarăși la IFUG, să ce parola, azi, la un moment dat, unul probabil din greșeală, că nu cred că a fost sau dacă a fost intenționat, apoi a fost chiar că era voință. O fi reușit să resetezi unul din rută. Chinuită să configurezi la loc să meargă. Distracți. Nu, când vine vorba de tehnologie, nu. Mai e mult până departe. În materie de tehnologie, administrația prezidențială stă exact cum arată clădirea, ca prin anii 80. Yeah. Încă am văzut telefon din ăla cu... Da, mai apucat să faci poză la telefonul nu, cu disc, că era bord telefonul. Bă, de ce nașpa? Dar aveai cu aparat. Nu, că nu l-am luat. Nu l-am scos din geantă, că am zis că n-avem nevoie, pula mea. Ah, da. Dar am văzut efectiv telefon de la cu disc. Cu disc, da, și funcțional, adică puteai să dai telefoane interioare. Doamne, adică nu mai. Că era pus acolo ca decor, că știi, we're that old. Nu, era parte din inventarul funcțional a instituției. Împiorător. Oricum, pe viitor va trebui, dar nu pe viitor chiar foarte apropiat, dar pe viitor va trebui să ne facem rost de acreditări permanente și la Veorica și la administrația prezidențială. Căutăm voluntari. Da, bine, găsim și din aia, dar nu trebuie să ne facem nervii de oțel necesar să treci prin procesul de acreditare permanentă.
Jesus, care e mai înfiorător decât ăsta care a fost la summit, nu că ăsta a fost mai grozav. Și cu verificare pe... Da, e cu moții mâți. Bine, nu mai zic că și ăla, știi, de treci peste ăla, dar după aia la un eveniment tot trebuie să-ți faci jos de acreditare separată, numai că dacă ai acreditare permanent, numai când dai mail, că apropo vin și eu. Și. Gata. Dar, oricum, aiurea. Altceva? Altceva cam atât în principiu. Nu cred că mai e altceva de, de zis. După cum se vede, adormim în timp real, așa că, nu mai, gata, suficient. Așa. No, pa, pa. Servus.